pentru ochiul de greu. Fie lupta cât de mare, Domnul ne-a chemat să fim în această lume sare. Dumnezeul nostru veșnic, Dumnezeul îndurării, ne-a zis, arătați la oameni pocăința gustul sării. Pocăință, fapte sfinte, o viață fără pată, chiar și vorba să ne fie de cuvântul sfânt sărată. Să fim în bucate sare, să dăm gustul bun mâncării, să găsească cei ce caută masa binecuvântării. Printre zeci de comparații, ilustrații, intuit, în Scriptura Sfântă, sarea are aceleași însușiri. Noi suntem în lume sare, dar de când am devenit, întrebarea ce se pune nu e greu de tâlcuit. De când ne-am întors la Domnul, de când noi ne-am botezat cu credință și iubire, Domnul suflet ne-a sărat. Iartă-ne făpturi ciudate, transformate în stâlp de sare, asta-i însă calitatea cea mai sfântă, cea mai mare. Roada care cartea sfântă o numește înfrânare, să te lupți cu tine însuți și să învingi înseamnă sare. Îmbrăcați-vă de asemenea inima cu îndurare, calitatea bunătății, să știți, fraților, e sarea. Pe această cale sfântă trebuie să avem răbdare. Iată altă calitate care se numește sare. Sare și îmbrăcămintea, după gustul creștinesc, fără pantaloni femeia, fără tunsul bărbătesc, fără aur și podoabe, fără haine scumpe fine, ci smerite și sărate ca femeile creștine. Fraților, în toate sare, în purtare, în cuvânt, cine predică să fie însoțit de Duhul Sfânt. Dacă nu-i de sus izvorul, masa binecuvântată, dacă facem noi programul, ea rămâne nesărată. Pot să fie cât de multe și cântări și poezioare, dacă nu se simte harul, nu e bine, nu e sare. Pot să cânte cât de multe și orchestre și fanfare, dacă nu se întorc la Domnul, nu e sare. Și Adam, lipsit de slavă, după negrul lui păcat, frunze lungi și frunze late le-a cusut și le-a îmbrăcat. Sarea care își pierde gustul e călcată în picioare, sau mai bine zis, creștinul fără pocăință moare. Amin.